Acum vreo 2 ani am găsit o soție de-a lui... Cum i-am găsit eu soția mea românească? După am aflat cine... Nu contează. Adică soție românească, dar n-am aflat cine, dar... A rămas stâmpit. Am văzut un băiat pe stradă care se numea Funelei. În sfârșit, mai contează. Acum mulți ani. Dar... Și Antonio Banderas, soția mea, la spaniol cu corceală, nu știu ce. Dar am găsit soția lui Mihaela, acum 2 ani. Deci la 2 ani după ce am murit ea, era cu un tip. Pe soția lui Mihaela nu e manelistă. Este de asta, emo, rockeriță, punkistă, de astea amestecă tot acum sunt mai multe curente care s-au amestecat între ele. Și eu cu tupeu, nu că nu i-am deranjat. Erau amândoi când o văd eu pe aia. Au! Se plimba cu unul. Acum 2 ani nu eram cunoscut chiar de pe mă. Acum mă cunoaște din pula mea. Unii mă cunosc. Adică se observă. Unul a avut poză cu mine că m-a văzut pe YouTube că aveam view-uri. În sfârșit nu contează. M-a recunoscut, poate mi-a plăcut niște poezii sau niște prostii de-astea improvizate de păi și am cunoscut-o pe soția lui Mihaela. Nici n-am întrebat-o cum o cheamă. Zic eu, bună, aia bună. Era cu un tip, aia era, prietenul ei. La vremea respectivă. Tineri amândoi, cred că era mai mic eu cu un an sau doi decât Mihaela. Dar era aproape identică. A, era tot așa ciupuită în cap, oricum avea părul ca aia, nu știu ce culoare avea la păr, nu m-am uitat, eu nu prea mă uit la păr. La gagici. Mă uit dacă sunt super interesant, n-am vrut să-i deranjez. Și îmi spune, tu știi că semeni cu o fostă prietenă la mea? Păi da, păi băi, ești leit. Și îmi spune, scuze-mă că v-am deranjat, hai că plec. Păi au plecat la treaba lor, unde s-o fi dus pula mea, la un bărulă sau ceva, la... S-au întâlnit cu prietenii lor. După aia, la o lună, două, iar am întâlnit cu asta, era cu o prietenă. M-a recunoscut, am recunoscut-o de asta, m-a recunoscut. Eu, bună, ce mai faci, nu știu ce, ea s-a plâns la mine, că nu știu ce avea. M-a întrebat dacă am niște bani. Pula eu bani, nu am niciun leu. Că-i dădeam, dacă era. Cred că vrea să știe ceva și eu. De halală, țigări sau ceva, o bere, habar n-am, că astăzi mai libertin. Cât o bere suge și ele. Și eu zic, băi, dacă vă mi dădeam, pe bune. Dar de data asta, băi, simțeam o atracție. Chiar îmi plăcea eu, că e una care seamănă cu Mihaela. Da, la perfecție. Dar și acum i-am zis, bă, tu știi că fosta aia mea prietenă era poetesă, era brilie, aia, da. Și după aia am mai stat ceva de vorbă cu ea, bă, a plecat. A plecat normal, eu am plecat cu treaba mea, mă plimbam. Dar ce chestii ciudate pe lume. Fenotipic ea se mână cu aia, pentru că era o român cea amândouă, bă, cu orice tur, cât de cât suntem. Dar semăna identic. Dar de data asta nu mai am întrebat. Nu că era poet sau nu era poet, sau cu toate, nu e o chestie de respingere, că aia a dispărut din viața mea, într-un mod tragic. Oricum, noi ne-am despărțit cu 3 luni înainte, 2 luni jumate. Și ne-am despărțit frumos, știi? Adică, băi, la un moment dat n-am mai putut să stăm împreună, era foarte greu. Și ea a vrut, era disperată, nu ne-a încertat, efectiv. Ne-a încertat chiar de revelion, la 2 zile de revelion, că eram foarte stresat, ea se îmbolnăvise. Nici eu nu mă simțeam chiar bine, că eram foarte stresat, foarte obosit. Dar după aia ne-am calmat și ne-am pactat, că noi după ce ne certăm, ne vine în păcană, deci fără la amândoi foarte repede. Dar problema e că venise momentul să ne despărțim și ne-am despărțit. Nu știu ce era. În primele zile ale lui ianuarie, am mai ținut câteva zile la medicamente. Aveam zilele aia. Și după aia am dat telefonul. Aparținătorii se vină că eu nu eram în stare să mă duc să le duc. Nici nu aveam bani, că vreau să duc la poliție. Asta e lucrurile. Că ta soține la ea, asta e chestia, știam că are un părinte care ține la ea. Știam că are surorile care țin la ea. Că dacă știam că sunt nemernici și ei, nu mă gândeam la varianta asta. Dar oricum, nu mai puteam să o zic. Totul s-a fi și nu era vorba să o ajut, nu știu, ce. Dar de data asta nu mă drăguț cu ea. Păi ce gagica? Dacă aveam bani, poate mi-a făcut să mă vând cu ea, dar nu. Pentru că e altceva. Degeaba
arată identic. Nu ea aceeași persoană. Erau ca două gemene pe lume. Nu am bucur pe ziua. Nu e aceeași persoană. Cum? Nu că mi se înfipărat din altă. Sunt anumite energie, anumite vibrații, anumit fel de a comunica. De-aia dragostea nu este înțeleasă din nimeni. Mai ales cu găfură. Există o vibrație între cele două persoane. Și mai ales dacă se fac foarte mult, când fac dragoste, ele își dau seama de altă vibrație ce se întâmplă. Deci, dar îmi plăcea de tipul. Era foarte volubilă, comunicativă, m-aș fi distrat ca lumea alea. Până la urmă, am și respins-o. De ce? Pentru că... oricum, n-aveam bani, dar puteam și fără bani, mă plimbam cu ele, nu conta cu... Am două, că era atunci că era cu o tipă, dar puteam. Mă tind pe la prietenii lor, deci eu calculam în car, dar am preferat să stau singur. Pentru că nu... eram atras de ea, doar că îmi plăcea că semănă cu aia, dar era doar atât. Chestii ciudată.